Bună dimineața! O să vă adresez câteva cuvinte. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Gabriela Lungu, director al Colegiului Tehnic Mihai Bravu și vă prezint doamna Carmen Ștefan, director adjunct, doamna din partea... doamna Gabi Niculae, celălalt director adjunct, și domnii polițiști de proximitate, domnul Toma și domnul Hâncu. O să vă adresez mai întâi cuvântul de început al domnului inspector școlar general, Alexandru Florian. Dragi elevi, stimați părinți și cadre didactice, pentru noi toți actorii ai actului educațional, toamna vine cu sunete de clopoțel și glasuri cristaline de copii ce ne amintesc de emoția și bucuria și responsabilitatea unui nou început de an. Un bun început înseamnă să ne asumăm planurile și proiectele profesionale și personale, înseamnă a face optime posibilitățile ca năzuințele noastre să devină realitate. Din partea echipei manageriale, vă dorim un an bun, cu multă liniște și multe, multe succese. Le urăm bun venit bobocilor, elevilor de la clasele de a noua și de anul întâi profesională. Și să avem și domnilor profesori care sunt noi în școala noastră, le urăm bun venit și să fim cu toții, să ne înțelegem. Doamne ajută! Dau cuvântul doamnei reprezentanta primăriei sector 3, care vă va citi cuvântul, cuvântul domnului Negoiță, domnului primar. Dragi elevi, stimați profesori și părinți, stimați invitați, în numele Marii Comunități a Sectorului 3 din București, vă urez bine ați venit la deschiderea anului școlar 2015-2016. Elevii au trecut cu succes testările naționale și și-au făcut temele pentru vacanță, părinții au cumpărat copiilor toate cele necesare pentru școală, profesorii și-au înnoit cursurile și sunt gata unei provocări, primăria a pregătit școlile așa cum se cuvine. Suntem toți gata pentru un nou drum, drumul performanței școlare. În calitate de primar al sectorului 3, vă transmit că educația a fost și va rămâne prioritară. Sunt conștient că nu putem concepe un viitor pentru comunitatea sectorului nostru dacă nu punem pe primul loc viitorul copiilor noștri. Educația este garanția succesului în viață al fiecărui copil. De asemenea, educația este condiția creșterii productivității și a nivelului de trai la nivelul întregii comunități. Vom fi mai buni, mai prosperi, dacă fiii noștri vor învăța mai bine. Vă urmărim în acțiunea primăriei să asigurăm standarde europene de învățare pentru fiecare școală din sector. Avem două obiective majore. Modernizarea și digitalizarea tuturor școlilor din sectorul 3. Începutul anului școlar ne găsește cu școli care arată mai bine și sunt mai bine dotate decât anul trecut. Clasele au fost dotate cu videoproiectoare, ecrane de proiecție, instalație de sonorizare și internet wireless. Relația dintre părinți, profesori și elevi va fi îmbunătățită prin implementarea în proiect de utilizarea catalogului electronic. În încheiere, urez tuturor elevilor din anul școlar mult succes. Succes și experiență cum mai plăcute alături de colegii și profesorii lor. Mulțumesc! Pe această cale, țin să mulțumim primăriei sectorului 3 pentru investițiile făcute și ne cerem scuze pentru că încă vreo săptămână nu vom funcționa în corpul de clădire B pentru că nu s-au terminat lucrările, dar de luni vom intra în sălile de clasă care sunt dotate cu videoclipul, cum a spus și doamna consilier. Vă mulțumim încă o dată primăriei sectorului 3. Domnul polițist de proximitate. Mulțumesc! Bună dimineața!
Sunt agenția principală de poliție Toma Nicolae. Împreună cu colegul meu, Hâncu Sorin, reprezentăm instituția dumneavoastră ca și polițiști de proximitate. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, siguranța în școli constituie o prioritate pentru Poliția Română. Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor reprezintă un capitol semnificativ în activitatea pe care o desfășurăm, pentru ca în zona unităților de învățământ să nu se comită violențe sau alte fapte ilegale. La început de an școlar vă asigurăm de sprijinul nostru necondiționat, de experiența pe care o avem, astfel încât împreună cu dumneavoastră, părinții și profesorii, să dezvoltăm un mediu sigur pentru educație. Dragi elevi, vrem să știți că suntem alături de voi și că împreună putem găsi soluții la problemele cu care vă confruntați. Nu ezitați să ne cereți sprijinul ori de câte ori considerați că este nevoie. Mult succes în noul an școlar tuturor! Câteva cuvinte vă va spune doamna director adjunct Nicolae Gabi. Bună dimineața, vă spun și eu bun venit în noul an școlar. Aș vrea să vă urez vouă, dragi elevi, stimați părinți și nu în ultimul rând cadrelor didactice din această unitate școlară, multă sănătate, mult succes și sperăm într-o colaborare extrem de bună, atât cu părinții cât și cu cadrele didactice. Încă o dată, un an bun, cu multă sănătate și succes! Acum, doamna director adjunct Carmen vă va prezenta clasele și dirigintii. Carmen Ștefan vă va prezenta clasele și dirigintii și unde veți intra. Clasele care învață de dimineață sunt a noua zi, a noua profesională și a 10-a profesională, plus clasele de a 11-a și de a 12-a. După amiază învață clasele de a 10-a și clasa a 11-a profesională, plus clasele de seral și posticeală. Cursurile încep la ora 8 până la 13.50 și după amiază la ora 14 pentru clasele de zi și de la ora 16 posticeala. Bună ziua! Vă doresc și eu bun venit, mult succes în noul an școlar și bobocilor le doresc să se simtă bine în școala noastră, să fie mândri că sunt aici. Dirigintii de la clasele de la a noua A, domnul profesor Stancu Iulian. La a noua B, domnul profesor Ionita Ion. La a noua C, doamna profesoară Scurtu Lilian. La a noua D, doamna profesoară Murgu Gabriel. La a noua E, doamna profesoară Asan Marian. La a noua F, doamna profesoară Ștefan Marian. La a noua G, doamna profesoară Rusu Mihaela. La 9 domnul profesor Bărăbanu Teodor. Nu știu ce clasă are Lilipetru, deci că ea nu poate să fie acum. La 9 și 10 din clasele de de senator, da, de construcții, domeniul construcții, 9 C, tot domeniul construcții, 9 D, domeniul electric, 9 E, domeniul mecanic, 9 F, chimie industrială, 9 G, științele naturii, și 9H servicii. Clasele de profesională, clasele a 9A, domeniul construcții, diriginte domnul profesor Barbu Gabriel. Clasa a 9B prof, diriginte doamna Grigore Doina. Nu vă văd, nu știu unde sunteți, a 9A profesională. A 9C prof, servicii, bucătar, doamna dirigintă Crișan Daniela. A 9D, lucrător hotelier, doamna diriginte Munteanu Maria. Sălile, 9A va învăța, deci 9A la sala 25, în corpul A. Astăzi toată lumea intră în corpul
Popa, 9A sala 25, 9B sala 22, 9C sala 1, 9D sala 21, 9E sala 8, 9F sala 10, 9G sala 9, 9H sala 7. Iar clasele de profesională, a 9A, numai astăzi învățați așa, a 9A prof sala 4, 9B prof sala 3, 9C sala 11 și 9D sala 13. Restul claselor, a 10-a vine după amiază, iar restul claselor vor avea sălile afișate. Astăzi o să fie o mică suprapunere, pentru că nu este gata corpul B. Încă o dată vă doresc bun succes! Vă rog să poftiți la clasă. Hai să poftim la atelier. Mergem la atelier la domn Costel. Mergem la atelier la domn Costel. Bine, da. Stați o clipă, băieții. Gabi Puștă, Elena, care-i scola lui Ana, da? Mama lui Elena, fratele Elena și-a lui Ana, da? Și mai luam pe Giuseppe, care-i de fapt Giuseppe. Dar uite Gina, Giuseppe, da? E o cămașă roșie, doamna pintețoară Gina Rădăcușu, da? Da, cămașă despre dânsa. Așa e. Și mai am încă trei, pe Mari Ilie, pe Robert și pe... 9H și... Cum mă 9H? Pe 9H.